Potrivit unor documente Google, noul set-top box ar urma să ia formă unui simplu card inteligent care se va introduce în televizor în HDMI sau în slotul cam și va aduce pe ecran o interfață cu aplicații diverse ce vor facilita accesul la filme, seriale, muzică și jocuri direct de pe internet. Utilizatorii vor putea să navigheze meniu folosindu-se de o telecomandă specială cu activare vocală. Google promite că pentru a ajunge la un film sau un joc nu va trebui să dăm mai mult de 3 clicuri, asta pentru că interfața va fi una intuitivă realizată sub forma unor carduri ca în Google Now. Utilizatorii vor primi astfel pe ecran recomandări privind filmele, serialele și jocurile pe baza unui algoritm care analizează căutările anterioare. Noul Android TV ar urma să include, bineînțeles, și aplicațiile devenite standard din industrie, precum Vivo, Netflix, Hulu, Pandora, dar și aplicații native, precum Play Movies, YouTube și Hangouts. Interesant este că Google va continua să vândă în același timp și Chromecast, cele două platforme urmând să funcționeze independent, adresându-se unor categorii diferite de clienți. Android TV ar urma să concureze cu noul Amazon TV, cu Apple TV și Roku, în timp ce Chromecast va ataca piața stick-urilor inteligente HDMI în jurnalul TomSmart. O companie din Atlanta a lansat pe Kickstarter proiectul primului gadget care îi spune printr-o aplicație de telefon totul despre mașina ta. FixD se conectează la portul OBD și transmite datele prin Bluetooth în timp real. Odată conectat la automobil, senzorul începe să adune informațiile esențiale privind funcționarea acestuia. Gadgetul îți va spune prin aplicația de Android, printre altele, cum se comportă motorul, care este consumul, când trebuie să schimbi uleiul și filtrele. Poate cel mai important aspect este că te va avertiza pe telefon dacă mașina are o problemă și cât mai poți să amâni vizita la servis. O altă facilitate interesantă este aceea că în funcție de modelul automobilului, îți spune și de ce piese ai nevoie pentru reparație și costuri acestora, calculat după o medie a prețurilor la nivel internațional. Spre deosebire de alte gadgeturi auto de profil, FixD nu are nevoie să fie încărcat pentru că își trage curentul necesar din bateria mașinii. Dezvoltatorii vor să vândă produsul la $40 începând din aprilie 2015. Mozilla a anunțat lansarea un nou smartphone ieftin destinat țărilor emergente. Intex Cloud EVX rulează sistemul de operare Firefox și costă numai $33. Telefonul are un ecran de 3.55, un procesor tactar la 1 GHz și o memorie internă de 4 GB. Intex Cloud EVX este dual SIM și are Bluetooth, Wi-Fi și o cameră foto. Telefonul va fi lansat în premieră în India, urmând ca apoi să-l vedem și în alte piețe internaționale. Pe YouTube face furor în aceste zile un clip video care duce cu gândul la legendarea serie Star Wars. Imaginea prezintă aventura lui Christian Yelot cu schijetul său Honda Quatrex pe lacul Powell. Peisajul arată ca două picături de apă cu cel de pe planeta Tatooine, iar cursa aduce aminte de concursul câștigat de Anakin. Clipul a fost realizat cu o cameră GoPro Hero 3 Black Edition.